Ziua Internațională a Refugiaților a fost marcată de Consiliul Județean Timiș în colaborare cu Universitatea de Științe ale Vieții, Regele Mihai I. Celebrarea a avut loc prin intermediul festivalului Timiș for All, implementat de Consiliul Județean Timiș cu finanțare din Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare al Uniunii Europene. În cadrul evenimentului, prin varietatea de ateliere și competiții sportive, a fost promovată diversitatea culturală, integrarea imigranților, prevenirea și combaterea discriminării. De asemenea, a fost transmis mesajul public că schimbarea modului de abordare a situațiilor vulnerabile și empatia față de imigranți pot face diferența în serviciile oferite.